Din nou în direct, lucrurile nu par chiar atât de simple pe cât ne-au fost prezentate de Marcel Ciolacu. Premierul este contrazis chiar de ambasadoarea Statelor Unite pe tema visa waiver. După ce le-a dat vestea românilor cum că anul fiscal în Statele Unite se termină în septembrie și că este ferm convins că în octombrie cel târziu nu o să mai avem vize cu Statele Unite, a venit și reacția promptă a ambasadei SUA, care nu lasă loc de interpretări. Ce a declarat ambasadoarea Statelor Unite, ne spune Cornel Chitucea în cele ce urmează. Bun găsit, Cornel, te ascultăm! Bine te-am găsit, Gabi, bun găsit, doamnelor și domnilor! Șeful executivului Marcel Ciolacu spunea în zilele trecute faptul că cel târziu până în octombrie nu vom mai avea nevoie de vize pentru Statele Unite. Pe de cealaltă parte vine o reacție din partea ambasadarei Statelor Unite în țara noastră, Catherine Cleaver, care a spus foarte clar că cel târziu, cel mai devreme, de fapt, ar putea fi încheiată această colaborare între Statele Unite și țara noastră, începând de la anul, mai exact, începând cu data de 1 ianuarie 2025. Totodată, Catherine Cleaver a mai spus și faptul că această înțelegere între România și Statele Unite ar putea veni în perioada următoare, însă mai sunt pași de făcut până acolo, iar de la an la an sunt măsurate feedback-urile când vine vorba despre rata de refuz pentru vizele acordate cetățenilor români. Așadar, cel mai devreme am putea vedea această înțelegere între țara noastră și Statele Unite de la începutul anului 2025.